Bună dimineața, prieteni, bună dimineața și bine v-am regăsit la matinalul Radio Dinamo 1948 să fie neagră, tare, dulce, fierbinte, să răspundă la numele de cafea. Sunt Ionuț Zaina, mă bucur să fim împreună în această dimineață. Alături de noi, ca de obicei, colegul și prietenul Cătălin Alexandru, senior editor Radio Dinamo 1948. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, Ionuț! Bună dimineața și urmăritorilor noștri! Cătălin ne oprește puțin timpul, pentru că este ora un minut și deocamdată este liniște la Dinamo, așa că bucurați-vă de acest moment de liniște, inspirați pe nas, expirați pe gură, vremea de afară este foarte mm. bună. A fost o, 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 zi agitată ieri, dar o zi care pe mine ca dinamovist m-a uns pe inimă, cel puțin discursul lui Burca a fost, eu știu, unul care a mers acolo unde trebuie și din câte am văzut, prin comentarii, a fost un de. A mers unde trebuie pentru toată suflarea din Amovista, Nu a mers unde trebuie pentru cei din presă care, evident, au ripostat la finalul acelui discurs al lui Burcă. După finalul acelui discurs, atunci când au ajuns în studiouri și când au făcut emisiuni, au tocat mărunt monologul pe care l-a avut antrenorul nostru. Da, a fost. Uh cum a bine a spus cineva, a fost conferință cu presă, n a fost conferință de presă pentru că pe de o parte, eu înțeleg supărarea unora din sală care, mă rog, au făcut această deplasare, au venit la Săftica și pentru a asista la, cum ai spus foarte bine, la un monolog, practic, al antrenorului lui Dinamo, care nu a dorit să răspundă la întrebări. Foarte bine acea acea conferință putea fi transmisă în direct de radio din nou, cum de altfel a fost transmisă de noi în direct pe canalul de YouTube și să să fie fără presă însă impactul a fost unul mare într-adevăr am observat și eu sunt două tabere, că tot ne place un tabere, Ionuț tabăra ziariștilor, jurnaliștilor care l-au tocat ieri pe Ovidiu Borcă l-au l-au acuzat fost jucător, chiar am văzut, am pus pe site, să vă dați seama în ce hal s-a ajuns Florin Prună. Domne, îl dădeam afară după conferința asta de presă. Adică noaptea minții, așa, la nivelul ăla, foarte, foarte abject. dar, pe de altă parte, are parte de susținerea celor care... Eu cred că de, de a căror susținere are nevoie. Are parte de susținerea fanilor din Amorici, care, dincolo de faptul că sunt fani, sunt și cei care susțin activitatea clubului. Sunt cei care s-au activat într-un mod cum nu am mai văzut recunosc în comentarii. Zeci de bilete cumpărate ieri după conferință, cred că au fost peste 300 sau 400 de bilete virtuale, prelungiri de carduri DDB. Formulare depuse, o să spunem și câte formulare sunt în momentul de față, adică a fost, a fost impactul scontat și o să spun așa, am văzut că și colegii noștri, adică nu am văzut că eu le-am pus pe site, au emis anumite opinii. Eu cred că, în primul și în primul rând, a, a, a avut un impact prin faptul că a fost autentic Ovidibur, că n-a vorbit după un scenariu, n-a vorbit după o hârtie, nu a. Nu a regizat înainte ce o să spun. A vorbit pur și simplu din suflet Și a vorbit din suflet de Dinamo. dinamovist Asta nu o poți mai S-a văzut clar că a fost din suflet Și a fost, a fost Un mesaj cu care Noi putem rezona pentru că a fost plin de pasiune Plin de Dragoste pentru dinamo Și asta, asta pe noi ne-a impresionat Cătălin, ne-a întrebat cineva mai devreme Prin comentarii să povestim cum am trăit Cum am trăit noi Și cred că ar ar fi bine să spunem acest lucru. Bine, eu nu pot să spun cum ai simțit tu, cum ai trăit tu sau cum a simțit Radu, cum a trăit Radu sau Bendy. pot spune doar cum am simțit eu. În primul rând, în momentul în care s-a anunțat conferința de presă, noi ne întrebam dacă vom putea ajunge și a fost un oarecare, un oarecare efort ieri pentru că a trebuit să ne schimbăm programul, aveam cu totul și cu totul alt program dar a meritat 100%, a meritat 300%. În momentul în care am primit informația că va fi conferință de presă, noi eram destul de liniștiți pentru că știam că Burcă s-a prezentat, se va prezenta în acea dimineață la antrenament, știam că va rămâne antrenorul echipei. Avem aceste informații pe care le-am dat, cred că primii, am spus acest lucru, noi cei de la Radio Dinamo, în momentul în care presa a, a spus că mai degrabă va pleca o video burcă, noi am spus că din informațiile noastre va continua, va rămâne la echipă și am avut dreptate. În momentul acela Johnny mi-a spus, stai liniștit că nu pleacă, zic, știu că nu pleacă, nu, dar mă întreb cu ce ajung. În fine, am ajuns la Săftica, îl așteptam cu toții pe burcă, am întârziat conferința, cred că două minute, din cauza întârzierii unui cameraman sau a unei televiziuni, mai exact. Da pe drum și-au ajuns puțin mai târziu. Discursul lui burcă, tu ai spus că a fost unul natural nepregătit înainte. Eu cred că și-a pregătit doar prima propoziție, prima fază, începutul, apoi lucrurile au venit natural, au venit din inimă, au venit fără niciun fel de scenariu, fără niciun fel de regie. Dar cred că prima propoziție, rușine să le fie rușine, pentru că a fost o propoziție de impact, cu un impact total. Moment în care am simțit că ne doare liniștea care s-a așternut, nu se mai foia nimeni, nu știu dacă mai respira cineva în sală, pentru că a urmat un discurs, deși natural, deși nu-și notase absolut nimic, foarte, foarte bine construit și foarte coerent din partea lui Ovidiu Burgă. Ovidiu Burgă, la finalul discursului, a avut acea acțiune prin care Uh, pur și simplu a refuzat să dialogheze cu, cu presa s-a ridicat și a plecat, moment în care evident a fost o rumoare pentru că uh, în afară de cameramanii care și-au făcut treaba uh, reporterii aveau foarte multe întrebări foarte multe întrebări și au, au rămas cu uh, întrebările nepuse. Sigur că au fost proteste <coughs> din partea reporterilor pentru, da, pentru că ar fi trebuit. Imediat am stat și noi de vorbă, evident, și pe noi ne-a surprins uh, uh, acțiunea făcută de, de Ovidiu Burcă, faptul că s-a ridicat și a plecat. Eram cu toții surprinși pentru că în 9 ani de când transmitem conferințe, mă rog, aproape 9 ani. Ai, de... Hai, că nu transmitem noi conferințe. Nu, nu. dar am fost participăm, la conferințe. Mă, ai, participăm, mă. da, de când participăm la conferințele de presă, nu am văzut o asemenea, o asemenea mișcare din partea niciunui antrenor din Amovist. De fapt, nu am văzut o asemenea mișcare din partea niciunui antrenor, eu știu, și al unei echipe adversă. A fost ceva wow, ceva ce ne-a surprins. Chiar spuneam la, la final, prima mea reacție a fost m-a pe inimă discursului lui, ca suporter Îl apreciez în 300%, 800%, cât vreți voi, puneți acolo cu 100% orice procent. Dar va fi burcătoca de presă. Și lucrul ăsta a început să se întâmple. Am văzut imediat și reacția, mimica jurnaliștilor prezenți și mi-am dat seama că lucrurile nu vor rămâne așa din punctul lor de vedere și um, că va, vor reacționa. Și seara, am văzut, vor, vor continua și astăzi și mâine pentru că acum au material de tocat. E, n nu știu cât va toca în continuare, legat de cum am trăit conferința. Am fost surprins, vă dați seama, am fost surprins de final, deși recunosc cum a început rușine să le fie. Chiar am spus ieri dimineață, ce va spune. În momentul în care a început conferința, mi-am dat seama despre ce este vorba. A vorbit din suflet timp de, nu știu, cred că aproximativ 11 sau 12 minute. A fost un monolog în care, da, am remarcat și o liniștea din sală. Numai că acei jurnaliști prezenți care, repet, au fost în număr foarte mare, erau cred că șapte camere de filmat, nu era loc efectiv în sala aia, măsuța la care erau videoburi, că nu se vedea din imagine, cel puțin la noi, dar probabil altundeva dacă ați mai văzut, era o măsuță mică care erau vreo șapte, om, nouă microfoane, bine, al nostru mijloc acolo, așa cum se cuvine, dar a fost asumat și faptul că la final n-a vrut să răspundă la întrebări, n-a vrut să răspundă la provocări, pentru că vă dați seama ce fel de întrebări urmau, adică n-ar fi fost întrebat de vremea de afară. Și atunci a evitat, mai ales că situația cu cei, cu cei cinci jucători, mă rog, trei dintre ei nu este rezolvată, cu doi este rezolvată și apropo de atacuri, a văzut prima reacție negativă din partea unui jucător, unde a apărut? La Carmen Mandiș, cea care a fost foarte supărată de în faptul că Ovidiu Burcă n-a dorit să răspundă la întrebări. Dar nu cred că va fi acum a tocat, tocat, tocat Ovidiu Burcă. Nu cred că presa are ceva de câștigat din asta, cel puțin a la Că până la urmă presa nu scrie pentru presă, presa scrie pentru cei care urmăresc. Ori dacă tu stai să naști un război cu, cu, un antrenor, cu un angajat al clubului, automat, automat îți dai deoparte... parte. Următorii dinamoviști, când vorbești și scrii despre DINAMO, în general te adresezi fanilor și în momentul ăla fanii îți vor spune nu mă interesează. Mă bucur, apropo, mă bucur că a fost o reacție, în sfârșit, o reacție bună din partea conducerii unanimă, mă refer. Atât Vlad Iacob, cât și Răzvan Zăvalean au transmis un mesaj de susținere vis-a-vis -vis apropo Florine, nu stai în normalitate, nu că tu îl dai afară, îți umfli tu mușchi și l-ai fi dat afară pe Vidibur, că chiar mai nervat. Uh, Răzvan Zăfăneanu chiar a fost haios, eu, zis, eu n-am avut timp să urmăresc conferința de presă, dar indiferent ce a spus, eu îl susțin. Adică nu mai, nu, eu știu cine e Ovidiu eu știu ce am vorbit cu el și eu îl susțin pe Ovidiu Burcă. Asta a fost uh, concluzia, Vlad a transmis prin, pe pagina oficială, mă bucur că există susținere față de burcă și acum urmează o muncă foarte grea, Ioane, pentru că a spus un video. S-a stricat tot ce s-a construit în ultimile luni și de acum înainte trebuie reunit, trebuie reclădit vestiarul pe principii sănătoase, pe principii de loialitate față de clubul Dinamo și față de suporterii care susțin clubul. Cătălin, aici este un aspect, sigur sunt foarte multe aspecte care trebuie să discutate, dar să ne închipuim că avem de-a face cu o clasă, am fost cu toți elevi la un moment dat, eu vreo doi ani, că după aceea m-am lăsat de școală, tu mai mult, vreo trei, că și tu te-ai lăsat de școală, după că de am ajuns la Radio Dinamo, altfel ne vedeam și noi, ne făceam ingineri, ne... aveam alte da. treabă. Da? Uh, ideea e așa, uh, să presupunem că Burcu este profesor într-o clasă și... Uh, Datorită unei situații, nu poate să-și țină cursurile pentru că are o mână de elevi care fac gălăgie. Da? Și, evident, ce face profesorul? Știi cum era? Ieși afară, porcule, sau să vii cu tactul tuns. Da, asta era. <răză> da, asta erau replicile, cel puțin pe timpul nostru. Da? Bun. Ce a făcut? A spus, uite, eu cu oameni, omul ăsta, 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 nu mai vreau să lucrez. Da? Că au fost rațiuni economice, eu cred că mai degrabă au fost rațiuni economice și financiare decât uh, rațiuni și, și sportive, evident, pentru că niciunul dintre ei nu era un titular de drept sau un om pe care să spui mă pot baza, este cu totul și cu totul altă poveste. Dar el a vrut a profita de acest moment ca să rezolve și situația economică și să, uh, uh, cum se cheamă, să scape și de gălăgioși. Păi hey, în momentul ăla este anormal să îi certăm pe cei care au rămas. Adică, atenție, cei care au rămas, eu nu cred că au văzut exemplu și au dat seama că, stai puțin, că la Dinamo nu e sat fără câini, da? chiar nu e sat fără câini, și atunci cred că va fi liniște din punctul ăsta de vedere în vestiar. Da, și nu cred că se va gândi vreunul din lot să, să facă vreo prostie, să să încerce să întoarcă vestiarul împotriva lui Ovidiu Burcă, că nu va funcționa pur și simplu acest lucru. Ovidiu Burcă are parte de susținerea conducerii, are parte de susținerea suportelor celor care finanțează clubul, deci nu, nu, cred că va fi cazul. Acum despre cei cinci eu am scris ieri, am anticipat că va fi discuția asta. Nu cred că domnii erau capii grevei, deși Răzvan nu a lăsat de înțeles că a contribuit și implicarea lor în grevă. Probabil că au avut uh, un oarecare impact, dar efectiv aceste detalii țin de bucătăria internă și nu să stăm noi să scormonim sau să căutăm informații ce țin strict de, de bucătăria, de familia Dinamo, de vestiarul lui Dinamo. Sigur și rațiunile financiare contează, sigur și rațiunile sportive, am scris în primul rând financiar, pentru că vorbim de nu știu, peste 10.000 de euro, n-am acum la virgulă cât, cât înseamnă adunat salariile celor 5. Sportiv, am mai spus, vorbim de un atacant care are mai multe goluri din penalty decât din acțiune și o dezamăgire. Vasile este deja istorie. Un al treilea portar, un fundaș central început, capitan, retrogradat la nivelul de al patrulea pe postul de fundaș central și a șasea rezervă pentru postul de mijlocaș central. Cine? Un jucător revenit după o ruptură de ligamente încrucișate la 30 de ani și ceva. Deci cam, cam pe aici suntem. Nu este... Și un jucător, da, cu uitați de Gavrilă, că e, mai ușor să uiți de Gavrila pentru că e un jucător care nu, efectiv nu te-a ajutat cu absolut nimic, pentru că nu a fost în, plan, în lotul lui Ovidiu Burcă nici măcar o secundă. Da. Acum să vedem ce va însemna rezilierea cu acești jucători. Este, sunt negocieri în curs între conducerea clubului și jucătorii menționați. Mai este un aspect pe care l-am punctat în emisiunea de seară și am să-l reafirm și astăzi. că a fost silit de evenimente să ia o asemenea măsură și să aibă o asemenea atitudine. Și am să spun de ce. Burca a fost foarte clar când a spus: Au trecut peste cuvântul meu, peste sfatul meu. Asta înseamnă că a simțit că pierde autoritatea asupra vestiarului. Pentru că, în Aha. momentul în care antrenorul spune: Aveți răbdare, pentru că eu vă garantez că în următoarea săptămână se va rezolva situația și ei trec peste cuvântul antrenorului și creează o acțiune de, de protest care oricum n-ar fi avut niciun fel de finalitate, tot atunci când le-a spus antrenorul să rezolva, în acel moment ei au ignorat în totalitate cuvântul antrenorului. Și am spus-o, avea două variante burcă. Fie să spună, nu mai pot antrena această echipă și să plece, da. Da, pentru că nu mai avea autoritate în momentul în care jucătorii au trecut peste cuvântul antrenorului, este clar că n-au mai făcut parte din aceeași echipă, fie să ia măsuri foarte, foarte dure. Altă variantă nu avea, pur și simplu. Deci, din punctul meu de vedere, chiar dacă cred că oricum se ajungea în această pauză să se renunțe la acești jucători din rațiuni economic, economice și sportive, Burca a fost silit să apese foarte tare pe pedala de accelerație și să propună ca aceste, aceste mutări să se facă acum, tocmai pentru a da un exemplu și a-și recăpăta autoritatea. Altfel, altfel, el n-ar mai fi putut să antreneze această echipă. Atenție, nu, nu vorbiți de cei cinci, doar de cei cinci. Până <coughs> la urmă, toți și-au și asumat și că au participat la acea grevă. Nu, nu trebuie să stăm acum să facem, să dăm un ei. A, nu, nici Ce a nu. fost, a fost. Nu, mă uit prin comentarii. Ce a fost, a fost. Uh stați știți că pot fi și alții în culpă, dar așa cum a spus și eu, nu trebuie să recapete autoritatea în visear, că la urma, eu nu, el a explicat niște chestiuni, nu, eu nu recunosc că nu le vedeam neapărat așa, dar ascultându-l pe video burcă cu atenție, mi-am dat seama de un lucru, într-adevăr, unde voi cu cine vă războiți? Voi faceți grevă împotriva cui? Adică avem vreun patron care dă bani la Dinamo și n-a vrut să vă plătească așa că i s-a năzărit lui că nu vrea să vă plătească. Avem suporteri care vă susțin, care v-au adus de mâncare, v-au asigurat condiții optime la săftica. Suporterii fac efortul să vă plătească aceste salarii și de fiecare dată, spus-o, de fiecare dată când au fost bani în club, au fost Achitate salariile voastre cu prioritate a spus-o și Răzvan Zăvăleanu. Prin urmare, împotriva cui vă revoltați voi? Pentru cine faceți greva asta la întârziere de două luni? de într-adevăr, a fost deranjant pentru ei faptul că nu s-a discutat din club, din conducere cu ei să le explice situația. Deși Iuridiu Borcăier, nu, vezi, a prezentat altfel. A spus, băi, eu v-am garantat că intră banii săptămâna asta și nu m-ați ascultat, n-ați vrut să mă să mă ascultați. Din păcate, a așa s-a, s-a întâmplat, el s-a simțit rădat, s-a simțit că nu mai are autoritatea necesară în vestiar. Eu cred că prin această conferință, prin măsurile luate în hmm. ultimele zile, și am recuperat-o, sau cel puțin eu așa cred. Da, și eu cred că era singura, singura posibilitate, gândind Cătălina, din, vezi, în momentul în care observi toate punctele de vedere, Îți schimbi puțin uh, uh, viziunea. Pentru că, într-o primă fază, am spus, băi, băieți, ăștia au salarii mici și, într-adevăr, pentru ei, două luni de întârziere este. creează o problemă. Pe de altă parte, dacă tot au fost întârzieri de două luni, și nu știu de ce s-a rostogolit asta cu trei luni, trei luni, trei luni, da? Pentru că nu, dacă aveau trei luni și ar fi depus memorii. Da. Clar. Da? În momentul ăla, uh, tu. Uh, și ți se spune, băi, mai ai răbdare două zile, tu practic ai, uh, ai, ignorat în totalitate cuvântul antrenorului și ai vrut să demonstrezi ce mușchi ai. Aici este de fapt problema. Repet, ai fost, ai l-ai silit, silit pe video și ai silit pe cei din club, să aibă o anumită atitudine și să grăbească acest proces de curățare a clubului Care oricum s-ar fi făcut Oricum nu am fi putut susține acea masă salarială Și salariile de unor jucători pe care nu îi folosești Mai devreme sau mai târziu Că se întâmpla acum, că se întâmpla peste o săptămână, peste două săptămâni Probabil că acești băieți Cu siguranță acești băieți ar fi fost chemați pentru, pentru negocieri Dar aici este... Uh, un, un mic secret, dacă vrei, faptul că prin acțiunea lor au, l-au -au, -au, silit pe Ovidiu și uh, am văzut foarte multe discuții, am să fac o paranteză, mulți ați comparat acțiunea lui Ovidiu cu ceea ce vrea să facă Neamircea în iarnă și ați spus că, uh, că um, dumneavoastră aș fi vrut să vedem și atunci aceleași reacții. Atenție, sunt lucruri diferite. Burcă a avut susținerea administratorului special și a administratorului judiciar, lucruri pe care nu le-a avut Neamircea, pentru că până la urmă, indiferent ce spuneam noi suporterii, deciziile lui Burcă trebuiau întărite și poziția lui Burcă trebuia întărită de administratorul special și administratorul judiciar. Sunt două situații cu totul și cu totul diferite. Eu așa văd, Cătălină Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu putem compara. Mi se pare că sunt situații total diferite și acum rău cred că a fost tăiat de la rădăcină repet, nu spun neapărat că, domne, ăștia erau capul rotăților și acum gata, totul o să fie lapte și miere sau nu o să mai fie și alte probleme. Va, va, vor mai fi, dar vreau, am văzut aici niște comentarii care... Uh, uh, tot spune cineva, domne, după ce, după ce o să piardă 2-3 meciuri, da, nu să de ce porniți de la prim a scris o dată de dor, dar doamne iartă mă, dar ce vreți să pierdem două trei meciuri ca să vedeți că aveți dreptate? Sau de ce să pierdem două trei meciuri? Nu, nu înțeleg, asta o repetat obsesiv și așa mă zgârie la retină. Dacă voi ați să și nu v-ați primi așa uh, și au dreptele financiare, eu nu Adrian Andrescu, te asigur că în fotbalul românesc un, sunt multe, multe echipe unde întârzierile salariare sunt uh, mult mai mari decât la Dinamo sunt, uh, au fost în decursul timpului și nu doar acum echipe care erau întârziere, Uite la Hermaștat. 4, 5, 6 luni. Petrolul la fel. Nu prea am citit de greve. Mai că la Dinamo, ce să vezi, că am fost niște greve în ultimii ani. Mai Mai cum și se întâmplă numai la noi să fie greve? Deci poți să-ți iei dreptul salarial. Ai, tot, ai, ai drept, că prin esență este un drept. Doar că nu trebuie să recurgi de fiecare dată la această modalitate. Da, încă un, încă un, aspect aici pe care trebuie să-l punctăm. Da? Sigur că jucătorii sunt îndreptățiți să-și ceară drept salariile. Sigur că sunt nemulțumiți atunci când nu-și prime salariile. Aici este un aspect cât se poate declara. Dar eu vă întreb, nu puteau să mai aștepte două, trei zile în momentul în care au primit asigurări din partea antenorului că se va rezolva situația? În momentul în care antenorul le spune am vorbit cu cei din conducere, vă garantez, avem de încasat bani de acolo și de acolo, vă garantez că în următoarea săptămână veți avea bani în cont. Nu puteau să aibă răbdare două-trei zile, despre asta este vorba. Au trecut peste cuvântul antrenorului. Nu despre faptul că și-au cerut salariile restante. Asta o putem înțelege cu toții. Nu despre faptul că uh, au fost nemulțumiți. Asta o putem înțelege cu toții. Dar nu poți să ai răbdare în momentul în care primești asigurări că vei primi banii în câteva zile, nu poți să ai răbdare și să, să vezi dacă lucrurile se întâmplă? A, dacă le-ar fi spus Ovidiu Burcă, băi băieți, primiți banii săptămâna care vine și nu îi primeau, era o problemă, cătălina. Da. da. Era da, o mare da, da. problemă, pentru că atunci spuneau, domnule antrenorul ne-a mințit, nu mai avem încredere în, în conducere, antrenorul ne-a mințit. Dar în momentul în care ție ți se spune săptămâna viitoare vei primi bani, vei primi banii, uh, atunci ai o mare, ai o mare problemă. Și uh, întâmplător, întâmplător acum eu, uh, eu, eu, un alt aspect. Pentru că cineva spune că l-a sesizat și Danciu. Jucătorii să nu creadă vreo clipă că erau bani și li s-a dat pentru că au făcut ei grevă. În niciun caz. Atunci erau programați să primească banii pentru că, întâmplător, banii intraseră vineri și li s-a spus acest lucru în cursul săptămânii viitoare. Cum au intrat banii în cont, cum le-au fost virați către, către jucători. Este un aspect foarte important pe care oamenii care nu sunt ancorați zi de zi în activitatea clubului Dinamo nu au de unde să-l știe. De asta nu judec pe nimeni care apare și spune, uite că dacă nu făceau grevă nu primeau banii, pentru că oamenii nu sunt atât de informați cum suntem noi, suporterii dinamoviști. Domnul Cătălin Seserman, haideți că treci. Am trecut de patru zile peste subiectul la cine a vorbit, cum a vorbit cu jucătorii. Haideți să revenim. Adică aveți o problemă cu cineva, haideți să trecem la, știu, la, la, chestiunea zilei, cum era pe, pe vremuri discutăm de lucrurile mai importante în acest moment. Cine a vorbit și el, a vorbit și Vlad Iacob cu, cu jucătorii. Da. Uite, niște argumente aduse. Da, Apropo de jucători, Duda cât de vocal, cât de nevocal a fost. Da, dar Duda este unul din jucătorii cu cele mai mari salarii din lot, oameni buni un jucător care are unul cei mai mari salari din nou nu poate să fie a patra rezervă pentru postul de fără central, nu poate să fie al șaselea pe listă pentru a juca mișloca central, dar să spun că nu ține neapărat doar de că voi spuneți, domne, ce pierderi. Da, sunt niște pierderi, că ai nevoie și de lot. Ștefan Fara uh, era al treilea portar. A jucat într-un singur meci, amical la Buzău și l-am văzut Corect. cu toată dragostea, în toată splendoarea cum a jucat. Uh, el a reziliat, e măcar atâta, băi, măcar el a reziliat. Nu știu, poate va merge la CS din habar nu am. zile Buhăescu a reziliat. Vedem și cu ceilalți trei. Normal, și ei caută să vadă ce oferte au, ce bani pot să obțină. Doar că nu mai intră în program, nu mai sunt în programul de pregătire al echipei. Bine, Bogdan Gavrilă n-a fost niciun moment ca fapt divers. Adică dacă spuneți că Bogdan Gavrilă este o pierdere, o pierdere de la ce? Că el nici măcar n-a jucat. Și cu Tomozei la fel. N-am nimic cu băiatul, doar că el a fost în recuperare după ruptură de ligamente încrucișate. A jucat la fel, într-un singur meci, acela de amical. Probabil, din iarnă încolo, ar fi fost apt să, să joace, dar îl avem pe Florescu, un tânăr care are potențial pentru a juca bandă, să fie un. Un fullback să fie un jucător care să facă banda și de ce nu să fie el în rezerva lui Mora, nu să fie Tomozei la 32-33 de ani în rezerva lui Gabi Moura Deci soluții poți să ai, da într-adevăr ridicarea interdicției la transferuri ar fi extraordinară Ca a spus-o și Răzvan Zăvăleanu ieri Ioane, nu ai urmărit că el Ne era în emisiune cu Claudiu, felicitări lui Claudiu pentru emisiune da, nu sunt șanse, nu se întrebă șanse extraordinare pentru ridicarea acelei interdicții. Nu pot să spui că ai un lot mai întărit după ce pierzi jucători, dar trebuie să, poate prin unitatea lotului, prin faptul că vei forma din nou o echipă, o familie în vestiar, vei, vei reuși să compensezi aceste pierderi. Că dacă nu le-au jucat, de ce le-au mai plătit timp salariile? Trebuiau reziliați de mult timp. Nu se putea face acest lucru, conform regulamentelor din România, nici acum nu se poate face unilateral, decât în urma unor negocieri. Ori, domnul Tachi, niciun jucător n-ar fi semnat în timpul competiției rezilierea contractelor, decât dacă avea o situație financiară foarte bună și nu le-ar fi pasat dacă stau pe margine, fără salariu, 4-5 luni. Um, am să dau un exemplu. A fost un singur jucător care a acceptat uh, rezilierea contractului în timpul sezonului, Vali Lazar, cel care uh, nu trăia deloc din salariu de fotbalist pentru că, de-a lungul timpului, și-a asigurat bani în carieră astfel încât să stea liniștit. În rest, niciun jucător de fotbal din lumea asta care trăiește din salariu sau care uh, are ca principală sursă de venit salariu nu va accepta în timpul sezonului o reziliere de contract sau după terminarea perioadei de transferuri. Absolut niciunul nu va semna acest lucru pentru că spune, eu ce fac, nu mai îngăsesc echipă și rămân șomer. Da. Da. Și nu poți să reziliezi așa cum vrei, că am spus, rezilierea nu este unilaterală, doar dacă este caz cum a fost, precum a fost cel al lui Magai, a consumat cocaină. Nu, este vorba de a, de a avea acordul ambelor părți. Nu este vorba de secret pentru ridicarea interdicției, dar sunt sume care fructează, sunt negocieri care se poartă și de aceea este, nu, nu trebuie date chiar toate detaliile de fiecare dată. Adică numele transparenței nu trebuie să pui în pericol șansa aia mică pe care o ai de a, de a ridica interdicția, cine, cine știe. Uh, o să vedem exact lotul, cum se va schimba, dacă vom reuși cine știe din puști ăștia să fie promovați, să, să, prindă minute, o să fie nouă partide amicale în care o să joace toți și vom vedea care, cine știe, poate vor apăra soluții. Cum a apărut Iulian Roșu, că doamne iartă-mă, cel recomandat pe Iulian Roșu să fie titular în ultima parte, ținând cont de început și uite cât de bine a jucat. Cine știe, poate vom mai o găsi că. și din băieții ăștia care au evoluat mai puțin, poate mai multe minute pentru un Borcea, mai multe minute pentru Florescu, pentru alții care să se arată lui Burcă. Uite, s-a aplicat Buhescu, acum Vlăduț Stanciu este al treilea atacant. Da, poate Vlăduț Stanciu va fi un, un jucător mai util decât Vasile Buhescu. Da, vom vedea. În privința interviției de transferul, nu, nu, sunt sume care să circule în spațiu public, pentru că sunt negocieri și până la finalizarea acelor negocieri nu vei ști exact care este suma. A punctat foarte bine, a punctat foarte bine Cătălin. Și Cătălin Alexandru, nu Cătălin Țără, că tot am văzut că este vorba despre Țără în comentariul pe care l-ai L -ai pus acolo. În privința uh, a ce se va întâmpla, eu cred că în primul rând trebuie ca noi să ne facem, să ne facem treaba și să reușim să salvăm clubul ăsta financiar. Avem o și o oportunitate acum, am spus că am să repede fiecare dată, trebuie să, să redirecționăm noi cei care obținem venit impozabil în România 3,5% din impozitul reținut de către stat pe anul trecut către APCH și apoi către Dinamo. Există un link prin care putem face asta în două minute, da? nici măcar două minute cu tot cafeaua de după și uh, uh, trebuie să convingem cât mai mulți din pentru că, oameni buni, până în acest moment avem 1600 și mărunt de formulare semnate. Scopul nostru în următoarea perioadă trebuie să fie să redirecționăm 50.000 de formulare. La un 50.000 de formulare, dacă reușim acest lucru, Dinamo va scăpa de probleme, problemele uriașe pe care le are în acest moment. Asta trebuie să facem. În rest, atunci când putem, să mai achiziționăm bilete, să ne reînnoim cardul, să facem tot ceea ce depinde de noi ca să ajungem în situația în care să nu existe blocaj, blocaj financiar. De asta, dacă tot așteptăm să rezolve problemele alții, nu vom face absolut nimic. În momentul de față, fiecare dintre noi, dar absolut fiecare dintre noi, trebuie să vorbească despre acest lucru. Trebuie să spună mai departe. Să știți că nu ajunge uh, să vorbească X, să vorbească Y, să apărem noi, să spunem, să se mai spună într-un material la TV 30 de secunde despre asta. Trebuie ca fiecare dintre, uh, dintre noi să facă acest lucru. Da, am vrut să copiez ceva și am copiat un... <laughs> <laughs> nu știu Părăcă, ce... a Nu am ce număr era, da. da. <laughs> da. Acesta că. este formularul, nu acel număr de telefon. Da, Cătălin, cred că ți s-a... Microfonul, ia zine ceva. Iar? A, nu, e ok, ok. Nu e ok. Nu te auzim. Da. A, chiar nu l 50 Mai sunt 50.000 de dinamoviști adevărați. Nici nu contează dacă cei care vor trimite vor fi dinamoviști sau nu. Poate prietenul dumneavoastră cel mai bun nu este dinamovist. Poate nașul dumneavoastră nu este dinamovist. Nu se cere buletinul de dinamovist și doar să fie completat un formular prin care 3,5% să ajungă uh, spre dinam. Atâta trebuie făcut. Nu, nu trebuie să ne axăm doar pe dinamoviști. Da? Um, și trebuie să nu ne oprim, dacă am convins unul doi prieteni, nu trebuie să ne oprim. Cu toată lumea cu care interacționăm și care credem noi că obțină un venit impozabil în România, adică nu trebuie să vorbim cu, eu știu, elevi, cu studenți, cu pensionari care știm că n-au pensii foarte mari, da? tuturor trebuie să le spunem, uite, avem de luptat împreună pentru o cauză, nu vrei să ne ajungi și pe noi? Unii vor spune da, unii vor spune nu, unii vor găsi motive să nu o facă, dar nu trebuie să ne axăm doar pe dinamoviști în, în, în ideea asta, pentru că nu uh, este important. Cei de la ANAF nu se uită, ăsta nu e dinamoviști, nu, nu, nu e nicio problemă. Um, avem peste 1500 de formulare, nu știu dacă ai putea să spui cam ieșit 30 de secunde, că nu, știu, dacă acum cred că microfonul merge bine. Da, da, ești ok. Sunt peste 1500 de formulare depuse online, doar online. Da, eu știam 1600 și ceva și mă rând. Am zis peste 1500, da, da, da. nici nu, 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 pot în timp Am observat aici, chiar vă mulțumesc și este recunoscut cu mândrie pentru noi faptul că după fiecare emisiune eh, Timp, după o oră de emisiune la Radio Dinamo, numărul crește cu câteva sute, să știți. Adică chiar este remarcabil acest lucru, înseamnă că avem și noi un mic, mic, mic impact în ceea ce se întâmplă. Vă spuneți că puține, multe puține, ca să ajungi la multe, trebuie să încep cu puține, pas cu pas. Dacă păstrăm acest trend, să știți că putem obține câteva, zeci de, mii de formulare până la data de 25 mai, ușor, ușor, pas cu pas, acțiuni, oameni care să promoveze, nu poți să ajungi la 50 de mii instant, dar cu muncă, cu muncă de convingere, fiecare dintre noi să transmită mai departe acest, acest formular și vom ajunge acolo unde ne dorim. Da. Este ca atunci când pleci în China, nu? Dacă vrei să pleci în China, drumul este foarte lung. Și primul pas este foarte important: să ieși din casă, să tragi și după tine și să o închizi. Da. E simplu. ăla e primul pas. mai Făcând pas după pas, vom ajunge și acolo. Dacă ne dorim și dacă înțelegem cu toții că nu trebuie să așteptăm după unul și după altul, în momentul de față, toți putem contribui, nu doar prin formularul vostru, pentru că poate avem printre noi și urmăritori care nu au venituri impozabile în România și cu siguranță avem, ci vorbind cu toți cei pe care îi cunoaștem, toți cei care intră în raza noastră, sub o formă sau altă. Da? Și toți cei, mă rog, acum nu trebuie să, ne, să oprim oamenii pe stradă să răspundem, da? dar toți cei care, cu care interacționăm da? sub diferite forme nu e mă niciun moral, niciun nei domnișoare, chiar deloc, e, mă rog, uh, nici nu mai contează al cui este, dar nu, nu dacă o să sunați, e, o să vedeți că nu are nicio legătură și uh, apreciez glumele, sunt chiar haiase, da, Ca uh, că a întrebat cineva legat de meciul de sâmbătă, vom transmite live, într-adevăr, putem să am anunțăm oficial, cred că ai anunțat și tu aseară, Vezi ce te-am urmărit, da, adică am fost uh, cu ochii pe voi, v-am auzit. Mai nu, n-am de anunțat anunțe. despre, despre meci, am anunțat despre faptul că în această seară va fi emisiunea la ora 20 uh, și am anunțat și motivul, i-am făcut reclamă indirectă și lui uh, Mureșean, pentru că nu trebuie să scundem acest lucru. Am fi divizat urmăritorii din Amoviști în două pentru că era foarte important... Ce spune și cel care, din nefericire pentru din Dinamovistă, este acționar majoritar Are. în acest moment. Și uh, oamenii n-ar fi știut unde să se uite, mai ales că ambele, uh, ambele emisiuni sunt online. Da, uh, exact. Și plus de asta, prefer să. Uh, și chiar vreau să urmăresc și eu ce, ce transmite Ședan, uh, pentru că nu este prezent tot timpul. Uh, sunt convins că jurnalistul Cătălin Moreșanu îi va adresa și întrebări care ne, ne, interesează pe noi în mod direct. Sper că va fi o emisiune în care vom putea extrage câteva informații. Uh, Știi că vom ieși foarte nervoși, foarte frustrați. Îmi cer scuze de pe acum dacă la ora 20 voi fi plin de nervi după ce îl voi asculta pe Dorin Ședan, dar sper că tot ce va transmite vom putea trage niște concluzii și de aceea vom face emisiunea de la ora 20, dar avem o transmisie importantă sâmbătă de la ora 12, vom intra live de la ora 11.45 doar pe canalul de YouTube Radio Dinamo 148 Dinamo Păulești, primul amical al iernii pentru Dinamo, primul din nouă, primul din nou partide amicale. da. Uh, no. Încă un aspect, ne tot întrebați, sau puneți aici întrebări, ce părere avem despre declarația lui Prunea. Oameni bun? Cătălin și-a spus părerea, eu nu i-am citit declarațiile, pentru că nu vreau să citesc nimic sau să văd nimic din ceea ce m-ar putea afecta. Dacă aș fi citit declarațiile lui Prunea, probabil că aș fi fost un pachet de nervi. Și de ce să mă enervez? Pentru ce? Pentru că din punctul meu de vedere, al lui Ionut Zaină, părerea lui Prunea despre Dinamo în acest moment este complet irelevantă. Nu mă interesează ce spune omul. A fost președinte la Dinamo, a fost un președinte foarte, foarte slab pentru Dinamo, care a reușit să irite toată suflarea dinamovistă, absolut toată suflarea dinamovistă, ducând atunci războaie care nu erau ale lui. Din punct de vedere sportiv, mandatul lui de președinte a fost un fiasco total, nu mă interesează ce spune acum. După plecarea de la Dinamo nu și-a mai găsit de lucru în fotbal, a ajuns să fie doar specialist pro sport. Nu este relevant. De asta nici n am citit, nici nu vreau să, ener să mă enervez, nici n-am de ce să citesc. Chiar nu mă interesează părerea lui. Uh, na. Poți să citești oricum pe site-ul din cum să fii și tu cât de cât informat. Ai da, nu, Cătălină, dacă știu că un om, un fost jucător al lui Dinamo, spune numai lucruri care m-ar edita da, și care m-ar face să mă umplu de nervi, nu vreau nervi. În fine, da, nu, nu, stăm acum să dezbatem și te enervează sau nu te enervează. Ideea e că oamenii trebuie să înțeleagă că sunt viziuni diferit în ceea ce privește conferința de presă a lui din Burcă de ieri, pentru că, da, are parte de susținerea fanilor, ceea ce contează într adevăr doar că trebuie să ne așteptăm la comentarii negative la adresa antrenorului Dinamo, pentru că am văzut că mai mulți fost jucători, mai mulți oameni de fotbal îl acuză și critică inițiativa lui Ovidiu Burcă pe lângă jurnaliști, că jurnaliștii ok să răzbună pentru ultima parte Însă foștii jucători se pare că sau oameni de fotbal văd lucrurile diferit Impactul pe care îl pot avea nu știu exact, doar că uneori pot să influențeze în stânga și în dreapta și chiar și suporte Doar că la prima vedere... La cald, reacțiile, vis -vis, reacțiile fanilor vis-a-vis -vis de conferința lui au fost cât se poate de pozitive și momentan asta contează. Băi, hai să vorbim puțin de Prunea. Spune-mi și mie, când a avut ultima dată Prunea o intervenție? Da, nu, acum am încheiat o intervenție clubului. Nu, stai puțin, că mi-aduc aminte. El e băiatul ăla care îndemna jucătorii să-și depună memorii să bage clubul în faliment? Da. Mulțumesc. A rămas tot acolo. Da, nu, da. nu, că Florin Prună n-are niciun fel de. n-are niciodată nimic de bun de zis de Dinamo, o critică în stânga și în dreapta, doar că trebuie să avem grijă că sunt foști jucători, sunt foști conducători, că Prunda este și fost conducător care vor fi împotriva lui Ovidiu Burcă și. și au găsit subiectul într-adevăr, legat de dinamă în această perioadă. Hulubei vorbește de parcă doar la Dinamo sunt probleme. Îmi și eu acest lucru, sunt doar la Dinau, sunt întârzieri salariale, lovește <coughs> și în dreapta. Avem, avem de-a face și cu asta, din, din nefericire. Da. Acum să vedem cum va reuși Burca, într-adevăr, să gestioneze situația și să readucă acel, acea atmosferă la săftica și la antrenamentele echipei, care pe noi ne-a încântat, Cătălină, trebuie să spunem acest lucru, pentru că remarca modul profesionist în care se muncește, și rezultatele s-au văzut în ultima în cea de doua parte a sezonului. A spus și Ovidiu că trebuie să o ia de la zero. Eu nu știu dacă chiar trebuie să o ia de la zero, pentru că a depus deja o muncă, pentru că până la urmă 90% dintre jucătorii din lot uh, sunt în continuare, în continuare la dispoziție, și cred că va fi ușor, destul de ușor să refacă acea atmosferă trebuie să aibă susținerea, pe lângă fanilor, să aibă susținerea conducerii. Este foarte important. Pe de altă parte, eu sunt convins că din puști ăștia, tine, din copiii ăștia care sunt la tineri, nu cred că au ăștia apucături de sindicaliști. Problemele, într-adevăr, în general apar, observați și voi, când vine vorba de jucători trecuți de o anumită vârstă, care joacă mai mult sau mai puțin, în general ei creează probleme. Dar eu cred că Borca este suficient de abil, suficient de bun psiholog încât să refacă vestiarul. Are timp la dispoziție, o lună și ceva, până la primul meci oficial. Eu cred că va reuși acest lucru. Bine, să vedem exact câte meciuri mai Când din sezonul regular, că văd că sunt mari probleme la unirea Constanța. Să vedem dacă încep sezonul și... Nu este neapărat o veste bună pentru noi. Nu e deloc o veste bună. Dar nu știm, măcar să termine să încheie sezonul regular, nu știu. Măcar să încheie sezonul regular și cred că de asta vor trage, că vor băga juniori, vor băga, nu știu, copiii de 15-16 ani, pentru că altfel nu vor fi dezafiliați și va fi foarte greu să. Da, să mai nu știu care ce este activul. impactul pentru. <coughs> ce Dar... se da, măcar să tragă până la finalul sezonului regular, asta contează acum. Da, pentru că altfel ar fi rău, ar pierde toate meciurile cu 3-0 și ar fi câteva echipe din spatele nostru care ar profita. Să vedem ce se va Din spate, dar și în față Buzău, pentru că Buzău a pierdut cu Nirea Constanța și acolo a automat, să, da, nu știu exact, ori să, se să, să pierdă toate meciurile cu 3-0 și atunci automat Buzău are 3 puncte în plus. Nu știu, dar rămâne de văzut. Nu <grijinilor> să Aplauze, ovații, bine și -onii. Bagă mare în continuare. Băgați și că e nevoie. Da. Uh, vom vedea ce se va întâmpla în cazul uh, celor de la Unirea Constanța uh, și cum ne va afecta acest lucru. Acum, pentru noi, soluția cea mai bună ar fi ca ei să continue și la meciul nostru să se prezinte cu niște copii de 15 ani, de 16 ani. De... Bine, cu, indiferent cu cine se prezintă, noi trebuie da. să batem. Oricum, batem pe Unirea Constanța, batem pe Timișoara, meciul cu adevărat greu și nu spun că sunt dinainte câștigate, dar meciul cel mai greu pe care l-avem este clar cu Schellenberg în deplasare. Da, și să vedem, trebuie să ne ajute puțin și rezultatele indirecte, adică ar fi bine. A, să... trebuie, unul, două rezultate în astea, trei etape pisici, unul, două, da. trebuie să te ajute, -are, adică chiar ar fi maxim de, de ghinion să măcar să n-ai un rezultat indirect care să nu te, să nu te ajute. Da, aici trebuie să... Da, vom avea timp să vorbim despre următoarele meciuri. Cătăline, până la statul meciurilor oficiale vom tot vorbi despre asta, mai ales în momentul în care se apropie. Știi că deocamdată pare așa o chestie atât de îndepărtată, mai avem încă o lună de vacanță. Da, da, da. da, da. Bine, vacanță cu ghilimele de rigoare, pentru că vor fi cele nouă partide de pregătire. Noi sperăm să transmitem cât mai multe dintre ele. Deocamdată suntem siguri asupra primei partide că o vom transmite. Vom vedea de la meci la meci, deși am înțeles, Cătălina, că cel puțin din câte am întrebat eu, primele trei meciuri nu cred că ar fi probleme cu locul de transmisie. Vor fi pe stadioane unde se poate transmite da, al doilea meci este tot la Buftea, este miercuri, miercuri când se strică vremea rău de tot în București, rău de tot, va fi din ce în ce mai frig, acum sunt 18-19 grade, mă la orele prânzului, avem apoi, deci miercuri și avem sâmbătă viitoare la progresul Sparta, cu intrarea vrabie, mai depinde și de ei, că știm, cunoaștem, este o singură cabină și da, da, și mai este un aspect spre deosebire de buftea. Atunci când vorbim despre stadionul prefabricate sau, mă rog, cum se cheamă acum, progresul, este foarte important să nu plouă, pentru că acolo chiar n-ai cum să-ți ferești aparatura. Da, într-adevăr, bine, mai, ei au făcut acolo niște improvizații, da, ea tu o să trească să mergi în, <laughs> în un vizită de lucru? Da, un vizită, vizită, de vizită de lucru. Că trebuie să verifice exact că o ultima oară puseseră un cablu de net și o priză în acea mini cabină, așa că se poate improviza. Se poate improviza, nu extraordinar, dar cumva se poate improviza. La dacă plouă, devine mult, mult, Dacă mult plouă și își bate vântul, Cătălină, laptopul tău a fost tors odată, adică. <laughs> da, da. Repetit, luam și făceam cu el așa, bine că nu erai tu prezent. Da, da nu, nu, este, nu, nu este ideal dacă, dacă plouă, într-adevăr, și nici de stat, adică și de văzut meciul e complicat, că stai efectiv în plai pe niște tribune metalice. Da, vom vedea, vom vedea, până atunci mai avem, mai timp. Două meciuri. Mai, mai întâi să-l transmitem cu bine pe ăsta cu, cu Păulești, apoi următorul, tot cu echipă de Liga a treia și uh, pas cu pas le luăm pe fiecare în parte și anunțăm ce putem și ce nu putem să transmitem cu plopenie <coughs> ce miercuri cu progresul, se joacă cu spectatori. Am fost întrebat și de acest meci. Pentru acest meci noi știm că este permis accesul spectatorilor, nu este un amical închis. Ca principiu, nu cred că va fi un meci amical închis spectatorilor, dar este doar ca principiu, dacă o video se va hotărâ să închidă vreun meci pentru anumite scheme tactice și alte cele, atunci, în momentul în care vom afla, vă vom comunica. Ah, da, corect. Plus că depinde și depinde și gazdele, că uite, cu progresul sparta, ei sunt gazde și atunci ei decid cum vor să joace. Apropo, un aspect interesant, zic eu, meciul cu buftea se joacă pe sintetic, este aceeași tribună, nu vă afectează pe voi, doar că nu se joacă pe stadion de arăbă, se joacă pe stadionul sintetic, cel din spatele tribunei, tribună mai micuță, nu cred că va fi, vor fi atât de mulți spectatori, mulți veți urmări în direct la radio. Dinamo, că este mai mai simplu, mai frumos, mai ales că vremea se mai strică puțin în București și sâmbătă, am văzut că se anunță ploaie, Deși nu este frig, doar că se anunță ploaie. Eh, la buftă e ok, nu ne Pentru noi e plau în cap. Nu, nu ne plau în cap. Uh... Acum nu e vorba că ne plouă pe noi în cap, să nu înțelegeți, este vorba de aparatură, că noi mai rezistăm în ploaie, mai stăm sub o umbrelă, ne mai punem o pelerină, mai găsim soluții. A, da, da, nu avem acum, nu despre noi este vorba, pur și simplu trebuie asigurat un minim de condiții astfel încât să putem să putem transmite. Uite, temporar, vremea, adică prognoza pentru săptămâna viitoare, da, e ok pentru sâmbătă și da. dar sunt multe zile și atunci nu putem să... Să spunem dacă vom putea transmite meciul cu progresul, și repet, depinde de ei. Dacă vor să-l transmită și ei, nu putem să. Corect. Uh, întrebare, curiozitatea mea ne spunea: Aurel, cum ne vom prezenta la meci ca echipă? Păi, sperăm ca la startul meciurilor oficiale să ne prezentăm bine. Deocamdată sunt meciuri de pregătire. În privința jucătorilor cărora li se uh, caută echipă sau se caută, eu știu, un acord pentru rezilierea contractelor, un acord comun, nu afectează randamentul echipei plecarea lor, pentru că nu sunt jucători pe care Ovidiu s-a bazat, eu știu, în meciurile oficiale foarte mult. Și Ovidiu și-a făcut calculele aici. Am, nu am nevoie de el, este foarte simplu. Mă ajută, nu mă ajută în continuare. Apropo de țără, că tot am văzut, uh, am văzut acest comentariu, adică eu, din câte știu, o video burcare în care DNA în atacantul Cătălin Țără, știu că a lucrat destul de mult în această perioadă, îl vede ca o soluție, altfel nu ar fi renunțat la, la serviciile lui Vasile Buhăescu. Acum trebuie să fie și el sănătos, să, să, fie ferit de accidentări, că și eu din ce am văzut puțin cât aș ca Cătălin Țără, da, pare mai util decât Vasile Buhăescu, dar, repet, este această calitate pe care unii jucători nu au să fie disponibil. Da, pentru domnul Stalanghelina, pensiile impozitate sunt cele mai mari, cele peste 2000 de ron. Dacă aveți o pensie peste 2000 de ron, uitați-vă pe taronul de pensie, pentru că acolo trebuie să vedeți dacă vi se reține impozit sau nu. Dacă vi se reține impozit, aveți o pensie mai mare, atunci uh, puteți completa acel formular și puteți să-l trimiteți. Dacă nu, nu pentru că nu aveți venit impozabil. Corect. Corect. Sau dacă da. sunteți în IT, agricultură și construcție. Da, sau dacă pentru cei care lucrează în aceste domenii pe care le-a spus Cătălin, la fel nu au venit impozabili și degeaba completați acel formular. da, Pentru că cei de la ANAF ce fac? Au evidența fiecăruia cât impozit a contribuit la bugetul de stat da, și, în urma declarației pe care dumneavoastră o depuneți, ei redirecționează 3,5. Dacă cineva nu a impozitul pe care l-a plătit este 0, atunci vor redirecționa 3,5% din 0. Da, nu este impozitat. Nu, nu, nu este impozitat. Nu, deci nu. Nu, 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 trebuie să depuneți, doar ce, cum puteți ajuta vorbind cu, cu alte persoane care au un venit impozabil, cu salariați, cu rude care lucrează sau care au pensii mai mari, să facă acest lucru. Corect, corect. Da. Aici, nu aici puteți sper. ajuta. Pot ajuta și cei din diaspora, aici, vorbind cu rudele, cu prietenii pe care îi au în țară, poate ajuta toată lumea, chiar dacă în mod direct nu o pot face. Pot ajuta și cei din IT, pentru că și ei au cunoscuți care lucrează în alte domenii decât IT-ul sau agricultura. Pot, poate ajuta toată lumea. În afară de cei care completează și cei care nu pot completa din vari motive, nu au venit impozabil în România, pot să vorbească și să ducă mai departe ideea, să o promoveze. Corect, da. A, ha, deja au început cu articole vechi din presă cu burcă, când ce, făcea breve, o oh, Doamne. În 2004, antrenorul liniau pentru greviștii echipei. Ai, doamne. Da, l-au luat, l-au la bani mărânți, acum e clară treaba. Da, da, este cât să uite un apel către cei 5.700 de membri de DB, tratați cu seriozitate formularul 230, sunt aproximativ 1.600 de puse, adică 50.000 de euro în club, dacă fiecare dintre noi convingem în decursul unei luni persoanele apropiate și trebuie, în decursul la patru luni se pot strânge sume impresionante. Ține doar de implicarea noastră. Așa este. Corect. Așa Corect. este. Uh, 100% adevărat, 100% real. Pentru că asta am spus, ok, uh, impozitul reținut pe venitul meu, de exemplu, va fi unul mic, nu ajută foarte mult. Dar dacă conving suficient de mulți oameni să. Acă, convins e mult de spus, dacă le spun și unii dintre ei vor semna, că nu poți să convingi pe nimeni dacă nu vrea, da, dacă duc informația mai departe și vorbesc cu suficienți de mulți oameni și o parte dintre ei vor depune acel formular, atunci prin această muncă se vor genera venituri mult mai mari decât pot face eu prin un meu venit. A, nu, nu. Aici nu e vorba de că o persoană nu se poate schimba datele problemei, e vorba de... Da, de asta insistăm pe număr. da, calculul e foarte interesant la 1.500 de 50.000 de euro. Nu știu n-am făcut dacă este chiar așa. Probabil acolo aproximativ. De asta ne trebuie cât mai mulți, pentru că sumele importante vin atunci sau cu adevărat importante când în 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Atunci o să vedeți atunci o să vedeți impactul pe care îl putem avea în clubul clubul Dinamo. Corect. Asta este foarte, foarte important. Dacă reușim să activăm cât mai multe persoane. Repet, nu mai spun dinamovici, pentru că nu este vorba doar despre dinamovici de aici. Da, uh, da. Uh, au, au, au primit membrii de DB, apropo, nu știu dacă ai apucat să anunțieri, au fost transmis un newsletter verificați în e mail dumneavoastră că ați primit un newsletter ieri din partea a DDB ca fabulos. Da, în privința articolelor care apar în presă, Cătăline, în perioada asta, pentru că vor fi multe, mi-aduc aminte de o replică teribilă a lui Pișan în filmul Senatorul Melcilor. Da? Nu știu dacă ați văzut acel film, Cătălin probabil nu l-a văzut, este un film pe care probabil l-au văzut cei din ca să spun așa, generația semi-dinozaurilor, da? nu chiar a dinozaurilor, pentru că noi e un film scos după Revoluție. A, și acolo, la un moment dat, niște francezi doreau, au venit în vizită în România și ăștia se chinuiau să adune meli, să le dea delicatese în mâncare de melci. Și Bișana a avut o replică celebră, ai dracului cu melcii voștri. Deci cam asta este și replica pe care noi din Amoviști, o simțim. În momentul în care sau ar trebui să o spunem, în momentul în care vedem asemenea articole cu cu tentă, să ne mai lasem pace cu melcilor, că nu ne interesează. Da, da, da. ușor, ușor, dai mă apar și o să mai apară, dar o să treacă. Ce val ca valul trece. Um... <laughs> Bună asta bravo! Acum da, mă bun, bun. Că... Și dacă joci FIFA înseamnă că lucrezi în IT, nu? Bă, acum o să fiu, da, văd că sună numărul, dar sună telefonul, mai că este foarte departe telefonul și ar trebui să ies iar iar Oricum, Catalina, că... este ora 10, terminăm emisiunea, mai spunem doar atât. În această seară, la ora 20, alături de dumneavoastră, vor fi colegii Cătălina Alexandru și Bogdan Alecu și la cum îi cunosc pe amândoi, vreau să-l felicit pe Bogdan Alecu pentru emisiune. Da. Pentru că, na, mai devreme ai spus, bă, a fost astăzi Ionuț cu Claudiu Oprea, îl felicit pe Claudiu pentru emisiune. Adică, na, mâine dimineață o să-l felicit și eu, să spun, bă, Bogdan, e bravo, ai făcut o emisiune excelentă. Adică, na, nu m-am putut abține. Bun, să aveți o, o, zi excelentă, oameni buni, urmăriți pe băieții ăștia doi de seară, pentru că vor avea multe, multe de spus. Și nu uitați, Sâmbătă vom avem meci. Avem de, de văzut un prim meci amical. Hai, Dinamo! Hai, Dinamo!